Jandarmii Constanțeni au surprins patru persoane în timp ce comercializau, fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege, 61 de parfumuri și 10 de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte sport susceptibile de a fi contrafăcute. Luate la întrebări, persoanele nu au putut prezenta documente de proveniență a mărfii. În plus, nu dețineau nici autorizație de comercializare a bunurilor. Prin urmare, jandarmii le-au întocmit actele de constatare pentru fapta de punere în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Bunurile oprite de la comercializare, articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, hanorace, veste, bluzoane, geci, pantofi, sport și parfumuri au fost indisponibilizate în vederea confiscării.